română, Adina Anghelescu, în dialog cu directorul Institutului Cantacuzino. Domnule comandant, colonel doctor Florin Oancea, mă bucur că vom avea acest interviu pe o temă la ordinea zilei, cum s-ar spune, pe perioada COVID. Dumneavoastră ați preluat frâiele, comanda acestui institut de cercetare și dezvoltare Cantacuzino în data de 13 martie. Deci chiar cu două zile înainte de a se decreta starea de urgență. Ce s-a întâmplat în institut după ce dumneavoastră ați preluat comanda? Ce a făcut institutul în toată această perioadă? Mulțumesc pentru oportunitatea de a avea această discuție cu dumneavoastră. Puțină lume cunoaște ce s-a întâmplat în Institutul Cantacuzino imediat înainte și după decretarea stării de urgență, când a fost o avalanșă de probe pentru testare, când a trebuit din mers să ne aranjăm procedurile, să le dezvoltăm. Inițial puteam face doar 200-250 de teste pe zi. Deci foarte puține. Foarte puține în contextul cu nevoile populației de a fi testată. Inițial, Institutul Cantacuzino nu a fost nominalizat printre instituțiile cu posibilități de testare. În momentul când capacitatea de testare a României a fost practic depășită, nici în momentul ăsta nu putem spune că este acoperită, dar în momentele acelea clar era nevoie de o suplimentare a numărului de instituții care puteau face această testare. Toată lumea s-a uitat către armată în momentul ăla. Din fericire pot să spun că armata... Ca întotdeauna în situații grele. Da. Ce să spun? Armata trebuie să facă ceva. Întâmplarea fericită a noastră a făcut ca acest institut să fie în subordinea Direcției Medicale a Armatei și până la urmă am găsit resursele să putem să sprijinim celelalte instituții ale statului implicate în lupta pentru COVID. Câte teste ați făcut până la această oră, pe toată perioada? În jur de 30.000 de teste. Este vorba de teste? Sunt teste de biologie moleculară, de identificare prin metoda real-time PCR a RNA-ului viral. Putem spune că am avut o creștere de la săptămână la săptămână, să nu spun chiar de la zi la zi. Cum vă spuneam anterior, aveam 200-250 de teste pe zi. Au fost chiar zile când am depășit și 1000 de teste. Au venit teste din toată România, deci nu doar din București sau județele limitrofe Bucureștiului, au venit și din Araș, din Constanța, din Suceava, din sudul țării. Din toată România au venit probe să fie testate la Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare Medico-Militară Cantacuzino. Domnul comandant, am văzut la intrare, există niște corturi de triaj, sunt pentru probele care au fost aduse din țară, deci se triau și persoanele care intrau cu probele respective pentru a fi depuse la laboratoarele de aici? Tocmai asta v-am spus, că ne-a luat puțin prin surprindere, dacă mă gândesc că 13 era într-o zi de vineri. Practic, am început activitatea sâmbătă, când am primit ordin, nu mai așteptăm până luni ca să iei în primire funcția de comandant al institutului, te duci acum, fiindcă avem problemele de testare. Eu vin din mediul operațional. Până momentul când am venit la Cantacuzino, eram șef serviciu sprijin medical operațional și medicul șef al statului major al apărării. Pot să spun că am dezvoltat ceea ce se numește sprijinul medical operațional, care mare parte se bazează pe aceste corturi, pe partea mobilă a sprijinului medical. În momentul când am venit la Cantacuzino, am încercat să aplic din experiența mea să țin cât mai protejat institutul. Vă dați seama că veneau oameni din diverse zone unde recoltau, fie din zonă de carantină, fie chiar din spitale, riscul de contaminare acestui institut era foarte mare și a trebuit să ne adaptăm, să creăm niște proceduri proprii, astfel încât să limităm cât mai mult expunerea la posibilitatea de infecție. Deci ați aplicat strategia de război, să spunem. Nu aveam un control. Păi trebuie să acceptăm că este... Nu putem să spunem că s-a terminat. Este un război, este o luptă între un virus
care vrea să supraviețuiască și rasa umană. Este fix un război între două organisme care vor să supraviețuiască. Asta este realitatea. Domnule comandant, aici la Cantacuzino s-au făcut de-a lungul vremii foarte multe, multe vaccinuri. Institutul are aproape 100 de ani de existență. La un moment dat, acest institut a intrat într-un declin major. Au fost probleme foarte mari. A fost o criză. Nu se știe nici acum de cine anume generată și de cine anume susținută, până când, iată, se pare că institutul este pe linia cea bună, renaște ca pasărea din cenușă. La această oră, pe linia de producție, ce vaccinuri aveți? La această oră? Această oră este relativ, această oră. Dacă ne uităm în urmă, într-adevăr, acest institut are, chiar la anul, sărbătorim centenarul. De centenarul acestui institut, clădirile sunt chiar de la începutul secolului trecut. Ceea ce, ca o paranteză, vreau să vă spun totuși, acest institut este viu. Am găsit niște oameni dedicați, oameni care își doresc foarte mult să facă bine. Fără ei, practic, acest institut ar fi zero, ar fi doar o construcție. Ca să ne întoarcem la partea de vaccin, în acest moment încercăm să repornim linia de producție a vaccinului trivalent, care se află în această locație, să încercăm să... Pentru gripa sezonieră? Pentru gripa sezonieră. Încercăm să repunem în funcțiune ceea ce n-a mai mers din 2016. Atunci au fost achiziționate o mare parte din aparate, din echipamentele care se află în această arie, să spunem arie experimentală, arie pilot de dezvoltare a vaccinului gripal. Probabil că în viitor producția pe scară largă a unui vaccin, așa cum se intenționează vaccinul tetravalent, trebuie să se facă într-o altă zonă, într-o zonă de producție și la standarde europene de bună practică de producție. Pe care deocamdată nu le avem. Deocamdată nu le avem. Ceea ce facem în momentul ăsta este să ne asigurăm că ce producem aici, acel vaccin trivalent, corespunde acestor norme de bună practică de producție. Suntem chiar la ora actuală, așa cum spuneți și dumneavoastră, suntem în prim proces de reluare a producției de vaccin. Trebuie să reverificăm metrologic tot ce înseamnă echipament, tot ce înseamnă partea de IT, tot ce înseamnă de monitorizare, astfel încât produsul finit să fie un vaccin cât mai apropiat de nevoile. Deci sunteți, cum s-ar spune, cu institutul în această perioadă de revizie pentru a începe producția de vaccin trivalent. Acum, românii se așteaptă ca proiectul acesta realizat cu Universitatea din Timișoara să dea la finalul cercetării și un vaccin anticovid. Însă până atunci este cale lungă, nu? Această relație cu Spitalul din Timișoara este un proiect de cercetare unde Institutul Cantacuzino este partener. Trebuie să înțelegem că acest proiect de cercetare este al Spitalului din Timișoara, un asociat cu Institutul Cantacuzino. Este un proiect pur de cercetare. Nu știm care va fi rezultatul. Orice plan de cercetare, ceea ce presupune cercetarea nu presupune și un produs. Există posibilitatea ca la final să nu avem rezultatul scontat. Să nu avem ceea ce așteaptă toată lumea, acel vaccin care să asigure o protecție față de agresiunea acestui virus. Sau poate până atunci ne imunizăm cu toții? Și asta este o posibilitate. Ceea ce trebuie să facem este să mergem mai departe cu studiul, cu cercetarea. Gândiți-vă că la nivel mondial toată lumea studiază în acest moment și caută soluții pentru o reluare quasi normală a vieții de dinainte de pandemie. Să știm cum să ne protejăm. Până la urmă, vaccinul poate să salveze viața și din punct de vedere, să spunem, al stării de sănătate, dar și punct de vedere al situației economice, viața socioeconomică. Deci acum, la ora actuală, să înțeleg că aveți pe linia de producție ce vaccin
BCG-ul mai este, mai există? În trecut, tot ce a însemnat producție la nivelul Cantacuzino și-au pierdut valabilitatea licențelor de producție. Ceea ce avem... Deci nu mai aveți autorizație. Nu mai avem autorizație, s-au schimbat. Pentru niciun vaccin nu mai avem acest... Asta vă spun că trebuie să ținem pasul cu ceea ce se întâmplă la nivelul standardelor de bună practic, de bune practici de producție. Nu putem să mai producem. Da, îi spunem așa, da, profesorul Cantacuzino a salvat omenirea făcând vaccinul într-un ibric la flacăra focului. Lucrurile s-au schimbat. Lucrurile s-au schimbat. Se dovedesc anumite lucruri care sunt bune astăzi, mâine să nu mai fie bune. Chiar dacă poimne dovedim că s-ar putea să fie bune. Medicina este ceva în schimbare. Nu există alb și negru, există întotdeauna nuanțe de gri. De asta încercăm și noi să ne adaptăm. Oamenii din Institutul Cantacuzino chiar au mai încercat să producă acest vaccin la nivel experimental. Chiar și anul trecut s-a încercat și s-a obținut un număr redus de doze de vaccin experimental pentru vaccinul trivalent. Oamenii nu se opresc, însă pentru a ieși pe piață, pentru a asigura siguranța acestui vaccin, trebuie să mai schimbăm câte ceva. Când vom pune la punct toate cerințele la nivelul standard, începând de la autorizație, autorizația este... sau licență. Licența sau autorizația presupune ca noi să respectăm aceste standarde. Nu e ceva nemai întâlnit, nemai văzut. Noi știm ce avem de corectat. Colegii de la Agenția Națională a Medicamentului ne-au spus pe unde sunt problemele. Noi trebuie doar să le corectăm. Și unde sunt probleme? Problemele sunt în fluxul nostru tehnologic. Au fost anumite zone care nu respectă chiar siguranța, biosiguranța, biosecuritatea produsului și, într-adevăr, trebuie să ne adaptăm și din de vedere tehnologic. Deci trebuie să fim siguri că nu există nicio minimă contaminare. Exact, asta este problema. Că vaccinul trebuie să fie și pur, să fie și stabil în timp. Și asta a fost o altă problemă a vaccinului. Însă avem un departament de cercetare care se ocupă de așa ceva și oamenii în momentul ăsta pot spune că știu ce au de făcut. Obligația mea ca și comandant al acestei instituții trebuie să le asigur tot ce au ei nevoie ca să dezvolte acest vaccin. Până la urmă, Ministerul Apărării Naționale ne susține financiar pe partea asta de dezvoltare a vaccinului gripal. Permanent suntem în contact cu ceea ce se întâmplă la nivel mondial pe partea asta de cercetare. Sunt schimburi între cercetătorii noștri, cercetătorii din alte țări și eu cred că vom reuși să repunem și să refacem aria de producție. Dumneavoastră sunteți medic, ați terminat facultatea de medicină militară, sunteți și un curajos. M-am uitat în curriculumul dumneavoastră, ați trecut prin toate armele, să spunem așa. Deci dumneavoastră credeți că este bine să avem optimism și că ne putem baza pe producția de la Cantacuzino pe viitor pentru a avea și împotriva acestui coronavirus eventual la un moment dat un medicament imunomodulator, cum îi spuneți, sau orice altceva care să ne ajută să combatem astfel de coronavirusuri? Asta este rolul Institutului. El este un...